Guvernul s-a angajat în negocierile cu FMI că va lista 10% din acțiunile Hidroelectrica imediat ce compania iese din insolvență. Creditorii au aprobat marți planul de reorganizare a Hidroelectrica, ce va fi analizată de către judecătorul desemnat de Tribunalul București, iar acesta va decide dacă producătorul de energie iese din insolvență sau continuă reorganizarea, prevăzută pentru cel mult 2 ani. Remus Borza, avocatul care gestionează insolvența companiei de stat, a declarat marți seara că planul de reorganizare a fost aprobat de creditor și va fi analizată de către judecătorul desemnat de Tribunalul București, iar acesta va decide dacă producătorul de energie iese din insolvență sau continuă reorganizarea prevăzută pentru cel mult 2 ani. El a menționat că 98,7% dintre cei 311 creditori au aprobat planul de reorganizare. Hidroelectrica a intrat în insolvență în 20 iunie 2012, principalul motiv fiind vânzarea energiei la prețuri sub nivelul pieței prin contracte preferențiale încheiate cu băieții deștepți. Euro Insol a depus săptămâna trecută la tribunal planul de reorganizare a Hidroelectrica, iar dacă instanța îl aprobă, Remus Borza, avocatul ce gestionează insolvența companiei de stat, va încasa un bonus de 2,2 milioane euro. Administratorul judiciar a anunțat că Hidroelectrica poate ieși din insolvență până la sfârșitul lunii, în condițiile în care Tribunalul București a respins ultima contestație formulată de foștii parteneri ai companiei, respectiv a firmei Alpic Rom Industries. Hidroelectrica a înregistrat în primele 5 luni un profit brut de 380 milioane de lei, a menționat Borza. Compania a bugetat pentru acest an un profit brut de 434 milioane lei. Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță, a afirmat la sfârșitul lunii mai că Hidroelectrica va ieși din insolvență la 1 iulie, iar viitoarea conducere a companiei va trebui să prioritizeze investițiile începute. Niță a arătat că Hidroelectrica va achita datoriile eșalonat.